Hei, salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA România. În continuare suntem pe prima poziție, avem 9 puncte după 3 partide și avem acasă cu Târlungeni. Anghelina are cartonașul roșu. Haideți să vedem cu pe Anghelina cu cine îl vom schimba de această dată, pentru că... Of, Anghelina, Anghelina, ce-mi faci tu? Îl bea pe Ghiță în locul lui Anghelina, că n-avem ce să facem. O să-l introduc și pe Rogoveanu, poate mai joacă și el. Nu știu, sigur, în funcție de cum vor decurge lucrurile. Noi avem acasă pe propultăre, pe stadionul 1 mai cu Unirea Târlungeni, o partidă destul de interesantă. FC-ul Slatina, Unirea Târlungeni, începe partida. Slatina în echipament complet roșu, atacă de la stânga la dreapta în această partidă. O primă repriză destul, cred că va fi destul de interesantă. Slatina de obicei joacă bine începuturile de partidă, să vedem cum va rezista Târlungeniul. Acum Cristea, Cristea încearcă de unul singur, să vedem, prelungește mingea cam mult, iar Darabat n-are nicio problemă, n-are ține balonul. Bardu din prima pentru Ignea, să vedem ce face Ignea, pasă pentru Blănaru, Blănaru pentru Lecuță, Lecuță pentru Cristea, dar unde se uită Cristea? Cristea, nu te mai uita după fete în tribună. Of. Nicolae, arbitru lasă jocul să continue, Nicolae pasă pentru Pastor, ocazie pentru Unirea Târlungeni, foarte bine vine Ignea și deposedează pe acesta, Lecuță pasă pentru Blănaru, Blănaru din prima pentru Cristea, Cristea să vedem acum, Cristea recuperează balonul, gol! Slatina, 1-0, Slatina cu Unirea Târlungeni. Gol Cristea, eroare în defensiva Târlungeniului, recuperează balonul, șut în vincul, fără nicio șansă pentru portarul celor de la Unirea Târlungeni. 1-0, minutul 31, al treilea gol al lui Cristea în acest sezon de Liga 2. În aceste momente Slatina face maxim de puncte și mai bine zis, 12 puncte în 4 partide. Dar partida s-a terminat. Gălan, ocazia acum pentru Târlungeni, să vedem cum se descurcă acesta. Târlungeni nu forțează, să vedem replica acestora, nu e o clară, o fi pe poziții. Că e greu, e groasă treaba. Oh, tackling perfect, corner pentru Târlungeni, minutul 35 al partidei. Cristea avansează cu mingea la picior, Cristea încearcă o centrare, lovitură de la colțul terenului, lovitură pentru Slatina. Centrează Bardu pentru Ignea, lovitură de cap a lui Cristea, reține Darabat. Multe baloane pierdute de jucătorii noștri astăzi. Multe baloane care, dacă dăteau pas, era mult mai ok Târlungeniu. Poate da lovitura în aceste momente Târlungeniu, bară, bară Târlungeni. O ocazie imensă de gol pentru Târlungeni și acum Blănaru. Luat de Pastor la viteză până își face o preluare Blănaru. Târlungeniu se aruncă în atac în aceste... momente de final. Rogoveanu, noul intrat, n-a reușit să recupereze balonul. Bardu, Nicel, să vedem Kovalski ce face. Centrare, Târlungeniu poate da lovitura, Târlungeniu apără, nu-i o clară, e gol. E 1-1, minutul 87. Respinge în față, nu-i o clară, dar oare n-a fost offside? Nu, n-a fost. Noul intrat, Flavius iar un scrie. A avut un jucător nou introdus care mi-a stat la offside. Mi-a scos jucătorul din offside, mai bine zis. Cristea pasă pentru Blănaru. Of, ce prelor, ce prelor, doamne, doamne. Noi forțăm egalarea, forțăm desprinderea și de această dată, dar e greu. Târlungeni oricum a pus presiune. Achim greșește o pasă foarte ușoară, o pasă de 5 metri. Nu cred că putem face astfel de greșeli. Da, și cred că partida așa se va termina 1-1, nu știu dacă mai... Poate Târlungeniu să mai aibă vreo șansă. Târlungeni, dacă dă lovitura Târlungeniu s-a terminat. Îmi dau demisia. Iată cum ține de balon, foarte bine. Sign. Hai, ia-l 1. Târlungeniu vrea rezultate de egalitate, asta e clar. Cum ține de balon, știe că e o partidă grea. Intervenție curată, dar arbitru pune punct final acestei partide. Am luat gol în minutul 87. 1-1, iată că vine și primul ăsta de egalitate, fanii sunt nemulțumiți, dar nu înțeleg de ce asta este, se mai întâmplă.
Am avut și un jucător suspendat, Mogoșanu, vrea să joace și el. Până atunci noi mergem în deplasare la Râmnicu Vâlcea. Să vedem pe ce loc este Râmnicu Vâlcea. Pe poziția nouă are 3 puncte, are un punct în 3 meciuri. Nu o duce bine deloc, însă trebuie să avem mare grijă, trebuie să avem mare, mare grijă cu Vâlcea, pentru că ei au nevoie de puncte, asta e clar. CSM Râmnicu Vâlcea, FC-ul Slatina, o partidă în care Vâlcea trebuie să forțeze și ea victoria, o partidă în care nu trebuie să piardă puncte. Cristea cu Lecuță, Lecuță a făcut ca multe erori, pasă pentru Bardu, Bardu, Bardu n-ajunge la balon, Bardu, ba da, șutează, încă o dată Popescu intervine, putea să dea pasă Bardu. N-a vrut să dea pasă, tot el centrează pentru Achim, încearcă lovitura de cap. Slatina forțează în aceste momente, Igna șutează gol! Slatina! Minutul 26, FC-ul tu conduce în Râmnicu Vâlcea, 1-0, șut frumos al lui Igna, preluare și șut, oh, ce să mai facă portarul? Șut în plasa laterală de la marginea carului de 16 metri. Fără nicio șansă, Alin Nignea reușește și el primul gol al său în această campanie. Oh, Slatina acum, Cristea, a treia ocazie de gol pe care o are Cristea. Cristea pasă, vrea să... Oh, e penalti. E penalti la Cristea. Și roșu, roșu pe care îl vede portarul vâlcean. Popescu vede cartonașul roșu. Daniel Popescu, minutul 43, vede roșu după o intervenție dură asupra lui Cristea. Vreau să văd reluarea, da. Oh, da. Are dreptate arbitru. Are dreptate. Faul de cartonaș roșu. Și intră un jucător... De... Nu, nu. Au băgat portarul lor. A ieșit un jucător de câmp. Să vedem execuția. Cristea execută. Cristea... Gol! 2-0! 2-0, Slatina conduce pe Vâlcea. Cristian scrie din penalti, portarul ghicise colțul, dar n-a avut ce să mai facă. Șut în forța lui Cristea, aproape să intervină, 4 goluri, ajunge la cota cu numărul 4. Cristea, după acest gol înscris din penalti, iată că recuperează foarte bine balonul. Acum Cristea, să vedem, e cam... E de unul singur, intră oarecare, nu, o pasă perfectă, lovitură de cap, aproape de 3-0, aproape de 3-0, lovitură frumoasă, nu avea ce să mai facă portarul, se uita la minge, Cristea, Cristea șutează slab, Al Popescu, Al Popescu în poartă, pasă pentru geantă, acesta pentru Verdej, nu e offside, nu e offside la Blănaru, Blănaru, Blănaru pasă pentru Cristea, gol! 3-0, 3-0, Slatina cu Râmnicu Vâlcea, Vâlcea cu un om mai puțin, pasă perfectă pentru Blănaru, acesta foarte bine vede pe Cristea, Popescu nu are ce să facă și Andrei Cristea le execută, 5 goluri în acest sezon de Liga 2 pentru Cristea. 3-0 pentru FC-ul Slatina cu Râmnicu Vâlcea. Oh, 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 oh. Nu, tată, nu, 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 nu. Intrare de sacrificiu. Iese în Unio Claro, e 3-1. E 3-1. Slatina primește gol. Se bucură vâlcenii, după părerea mea, cam mult. Adrian Ionescu reușește să înscrie, dar e 3-1. Nu e 1-1. Să vedem, Cristian încearcă un șut. Mult, mult, mult peste poartă. Hirțulescu greșește pasa, la fel și Achim, Onieca, Onieca centrează, n-are nicio problemă, nu-i o clară, ba mai mult, pleacă un contraatac, Slatina. Pierdem balonul ușor, asta este, da, așteptăm și noi finalul partidei, e normal, avem 3-1, da, și se termină, FC-ul Slatina câștigă cu 3-1 la Râmnicu Vâlcea, o partidă destul de interesantă, 4 goluri. Ei, dragilor, și avem partidă cu ASEA Târgu Mureș în Cupa României. Trebuie neapărat să ne calificăm, după părerea mea. Avem nevoie de victorie, deși extrem de greu. Extrem, extrem de greu.
ASEA Târgu Mureș, o echipă care a pierdut titlul în ultima etapă. Asta este, n-avem ce să facem. Avem cu FC Olt Slatina partida de plasare la ASEA Târgu Mureș. Da. Accente pentru îndoie jucătorii grei la ASEA Târgu Mureș, dar n-avem ce să facem. Căpățână aproape de recuperare, Bejan. Bejan pentru Sepsi, jucător și de națională la ASEA. Sepsi se descurcă bine până acum. Stadionul nu este arhiplin, deși este un meci de cupă. Au venit să vadă cum ASEA-ul, după părerea lor, va rupe în două Slatina, dar nici Slatina nu o duce foarte rău. Feusi pasă pentru Secheli. Secheli se descurcă bine. Claudiu Bumba pentru Secheli. Recuperare bună Kowalski. Kowalski pentru Lecuță, Lecuță pentru Blănaru. Blănaru se descurcă bine. Avem ocazie de gol. Blănaru avansează cu mingea. Blănaru gol! Slatina deschide scorul minutul 8 al partidei. Blănaru, o acțiune fenomenală a lui Blănaru. Și iată că duce scorul la 1-0 Cupa României. Până și forțele de ordine sunt dezamăgite. Slătinenii au erupt în tribună. Gol fenomenal al lui Blănaru. N-a avut ce să mai facă. Blănaru până la urmă a scăpat de marcaj. Și iată că Stencioiu este învins. S-a încercat și prin tackling, însă n-a avut ce să facă. Ștefan Blănaru reușește golul de 1-0 împotriva celor de la ASEA. Trebuie să ne apărăm bine, asta e clar. Am reușit noi să marcăm, dar trebuie să ne apărăm bine. Cristea! Se dă fault. Așa mi s-a părut și mie, însă am zis să nu îl cer imediat. Iată că greșim o pasă destul de aiurea. Achim pasă pentru Căpățână. Căpățână avansează cu mingea. Căpățână, dar merge cam paralel cu poarta. Kowalski oare se duce pe centrare? Kowalski, da, cred că da. Să vedem centrala lui Kowalski. Este corner, nu. Este repunere din careul mic de 6 metri. Stâncioiu repune acest balon. ASEA Târgu Mureș până acum nu a dat o replică serioasă. Deși joacă cu titulari, mă așteptam și eu să joace cu rezerve, ceva, nu. ASEA joacă cu titulari, tată. Goboros Gorobos. Îndoie, el este periculos, nu trebuie lăsat să șuteze. Îndoie pasă pentru Claudiu Bumba pentru Secheli. Secheli centrează, Achim respinge. Și acum putem pleca pe contraatac. Cristea cu Blănaru. Să vedem ce fac cei doi. Cristea, e faul de roșu. E faul de cartonaș roșu aici. Nu, îi se dă doar galben. Haide, domn arbitru. Florin Bejan vede doar galbenul, dar ne-a oprit într-o fază extrem de periculoasă. Ignea pasă pentru Blănaru, nu e offside. Kowalski pentru Bardu. Bardu, cât se complică și Bardu pasă pentru Cristea. Cristea, preluare bună, șut, apără Stâncioiu. Oh, ce intervenție are portarul celor de la ASEA. Intervenție senzațională. Bardu centrează, Ignea, lovitură de cap a acestuia. Mult peste poartă. Dar ce intervenție a avut Stâncioiu în fața lui Cristea. Putea fi 2-0 și ASEA se complica rău de tot. Lucrurile se complicau pentru ASEA. Așa la 1-0 ASEA are șanse, are puterea, e clar. Și 2-0 oricum este un scor extrem de periculos, dar da, cine știe ce se întâmplă atunci. Cristea mai departe pentru Lecuță. M-a cam supărat Lecuță în ultimele partide. Pasă pentru Bardu. Se poate da penalti Lecuță? Nu cred acolo. Ce erori în defensiva celor de la ASEA Târgu Mureș. Dar acum Bumba, Claudiu Bumba, un jucător de națională. Claudiu Bumba, intervenție perfectă. Este repunere de la margine. Secheli. Oh, ce eroare, Bardu, bună recuperarea acestuia. Pasă pentru Blănaru, nu, Cristea, da, Cristea a venit. Cristea, mai departe oare pentru Blănaru, da, Blănaru. Blănaru vine cu centrarea, da, vine cu centrarea, cam lungă. Cam lungă centrarea, Secheli face o preluare. Dar degajează mingea în aut. Greșeli mari în defensivă la ASEA. Blănaru pasă pentru Lecuță. Lecuță mai departe pentru
căpățână, șutul lui căpățână blocat, este lovitura la colțul terenului. No, no, lovitura la colț pentru FC-ul Slatina. ASEA-ul momentan este în corzi. Bardu centrează, Achim cu capul pe lângă minge, da, Achim, și acum să vedem dacă va ajunge. Feusini nu mai aleargă. Blănaru așteaptă pe Kowalski. Kowalski, bine, pentru Ignea. Ignea mai departe pentru Bardu. Bardu se complică. Se complică Bardu și ASEA pleacă pe contraatac. Ar trebui să faci și tu un fault, ar trebui să facem și noi un fault. Achim, intervenție bună a lui Achim, Achim a fost. Pentru moment am crezut că nu este el. Bardu ridică mingea pentru Lecuță, Lecuță nu câștigă duelul la cap. Foarte bine a recuperat în doi și acum Bumba. Bumba, 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 Dumba pentru Sekeli. Sekeli, s-a încercat o intrare la rupere la Sekeli, foarte bine s-a descurcat acesta. Ilie, Ilie pentru Sekeli, 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 Sekeli centrează pentru Usman Ndoye. Ocazie mare de gol, Usman Ndoye ratează imens, dar este o lovitură de la colțul terenului, nu știu cum. Să vedem, au jucătorii înalți, cei de la ASEA, ești portare, foarte bine, este portarul și reține. Foarte bine și putem plânca pe contraatac, Blănaru. Blănaru nu ajunge la balon, o pasă ușoară totuși dată de portar, însă Blănaru n-a ajuns, intervenție curată a lui Lecuță pentru Bardu. Bardu pentru Kowalski, Kowalski pentru Blănaru, Blănaru pentru Cristea. Cristea, jucător liber de contract adus la FC-ul Slatina, oricum îi dăm ceva bani, Cristea încearcă să centreze. Este blocată centrarea, foarte bine Kowalski, bună preluarea acestuia, pasă din nou pentru Cristea. Cristea, Feusi, recuperează frumos, elegant. Cristea oricum nu știu dacă va continua și sezonul viitor. Iată că vine și prima, să vă prima repriză, 1-0 pentru Slatina. CFR Cluj cu FC Argeș. Nu, Fotbal Club Academia Argeș, mai bine zis. Este 1-1 și Pandurile Târgu Jiu conduce cu 2-0 pe Gloria Buzău. Intră Hora în locul lui Sekeli. Forțează puțin ASEA în aceste momente. Să vedem dacă are și forță. Este faul. E faul de galben și poate și roșu. Mi se pare că Ilie are cartonașul galben. Oh, nu, este iertat. Este iertat de arbitru. Căpățână pentru Ghiță. Așteaptă sprijin Ghiță. Acum pasează pentru Cristea. Cristea intră în careu. Cristea șutează. Apără Stăncioiu. Fenomenal intervenția acestuia. Îi ține în viață pe cei de la ASEA Târgu Mureș. Centrarea acum a lui Bardu la 11 metri pentru Ignea. Ignea nu reușește. Degajare lungă. Achim, fă o preluare bună. Fă o preluare bună. Achim, nu se poate. Accente. Accente este periculos la aceste faze. Accente. Blocat. No. Achim, până la urmă, ai, 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 avem și ghinion, avem și ghinion, Accente, Achim îl urmărește, intervenție fenomenală acestuia. Acum Ghiță, plecăm și noi oară pe un contraatac, vom vedea, Ghiță, Ghiță, Petru, căpățână, dar pasa acestuia este interceptată, nu este offside, din nou Claudiu Bumba. Vine foarte bine Achim și blochează pe Bumba, dar se bagă în minge Achim. Avem și noroc cu Bardu. Bardu. Slatina forțează, forțează, forțează nimic. ASEA forțează. Aruncare de la margine pentru ASEA Târgu Mureș. Se caută Bumba mai departe pentru Ndoye. Ndoye se întoarce foarte bine. Pasă pentru Feusi. Feusi. Pasă cu călcăiu pentru Usman, Usman pasă și el cu călcăiu. Oh, arbitru consideră că este o intervenție dură din spate și iată că vi dă și cartonașul roșu. I se dă cartonașul roșu lui Cristian Bardu. Ei, și acum are ușoară, viața mai ușoară pentru ASEA. Usman Ndoye centrează, Usman, Achim respinge. Bine, respinge Achim, foarte bine Blănaru, aproape de o intercepție, aproape de a scăpa singur cu portarul, deși mai avea mult până la poartă. Mureșan, Gabi Mureșan, n-a făcut nimic în această partidă, oare vine cu centrarea, nu?
Mureșan încearcă multe dribling-uri, pasă acum pentru Feusi, Feusi centrează la marginea calului de 16 metri, pericolul nu s-a terminat, Asea forțează, Asea centrare pentru Accente, bară, Slatina scapă cu fața curată. Cristea, să vedem preluarea acestuia, bună preluare, pasă pentru Lecuță. Pou, avem și noroc, avem și noi noroc odată în viață, Blănaru este... Nu se grăbește Blănaru, nu are nici de ce să se grăbească. Acum pasă foarte bună pentru Lecuță. Lecuță nu mai ajunge la balon. Muzman în doi, o centrare foarte bună. Ne băgăm pe defensivă, n-avem ce să facem. Asta e, așa se joacă. Ilie are probleme de la ASEA. Probabil va fi schimbat. Trebuie să ne băgăm pe defensivă pentru că ASEA-ul e periculoasă. Gligor, foarte bună recuperarea acestuia. Avansează cu mingea Gligor, dar nu vrea să dea pase și ASEA-ul pleacă pe un contact periculos. ASEA forțează, e periculoasă la astfel de faze, respingem. Căpățână, preluare bună acestuia, dribbling bun, dar nu trebuie să te complici, Căpățână. Ce spuneam, a și pierdut balonul. Suntem în tensiune, forțează Hora acum. Hora, Achim recuperează bine, pasă mai departe pentru Cristea. Cu 2 contra 2 momentan, Cristea încearcă un dribling, reușește Cristea, este urmărit Cristea, gol! Și s-a terminat! Cu 9 minus, Slatin aduce scorul la 2-0 cu ASEA Târgu Mureș și totul se termină în acest moment, după părerea mea. Dacă până în minutul 77 ASEA nu a reușit să scrie, nu cred că mai poate face acum, putea fi și penalti, se putea da și roșu. Stăncioiu nu are ce să mai facă, Cristea înscrie și este 2-0 pentru Slatina cu ASEA Târgu Mureș. Să vedem pe Bumba, încearcă de unul singur, pasă pentru Accente din nou Bumba. Forțează acum ASEA-ul, pasă pentru un 2, n-ajunge acesta la balon. Dezamăgire în tribune, dezamăgire și... În teren, ASEA-ul este condusă cu 2-0 de FC Ursatina, echipă de Liga 2. O echipă de Liga 2, ASEA-ul a jucat cu titularii și nu reușește să facă nimic. Bumba n-ajunge la balon, foarte bine Ghiță, mai departe pentru Căpățână. Încearcă Căpățână cu Blănaru, dar n-ajunge la balon. N-am făcut nicio schimbare momentan, am și uitat de schimbări pentru că presiunea e mare. Îndoie, Uzman îndoie, centrează îndoie, iese Nunio Claro și reține balonul, acum forțăm un contraatac, Lecuță. Trebuie să avem grijă, Hora pentru Ilie, lua pe sus. Luat pe sus Ilie, se pare că are probleme, da, după ce că avea el probleme, acum nu mai poate. Iese Goga, iese Accente, intră Goga și două schimbări se fac și la FC Olt. Execută îndoie pentru Feusi, centrala lui Feusi pentru Bejan întoarce pentru Hora, ocazie pentru ASEA. Ilie, să vedem, blochează-l unul pe Ilie, îl blochează Nunio Claro. Îl bocază Nunio Claro. Foarte bună intervenție a programului. Vine și Stăncioiu în careu. Să vedem cum execută Uzman 2. Stăncioiu se duce pe portar. Iese portarul nostru. Iese foarte bine. Și acum putem contraataca. Ghiță cu portarul. Hei, putem marca un gol frumos. Locul Mândăla. Se grăbește Îndoie, pasează pentru Sepsi, 5 minute de la margine, dar nu cred că mare ASEA ce să mai facă. Bejan pentru Goga pentru Hora. ASEA o forțează Sepsi oare vine concentrare, iese Nunio Claro, reține fără probleme și iată grăbește și Nunio Claro jocul, le arată Târgu Mureșenilor că nu tragem de timp. Blănaru cu Feusi pierde duelul, era logic, dar asta este, suntem pe final de partidă, da, se termină! FC Olt Slatina merge mai departe în Cupa României, învinge ASEA Târgu Mureș, vicecampion a României. Eror mare acolo în defensiva celor de la ASEA, iată și suporterii veniți tocmai din Slatina la Târgu Mureș să susțină favoriții. 2-0 Blănaru și Cristea, jucătorii care au marcat. Am avut intervenții bune și a lui Nunio Claro, am avut posesie mai bună Târgu Mureșin, dar degeaba CFR Cluj învinge până la urmă.
Sunt curios cu cine am apucat în Cupa României. Foarte curios cu cine vom juca. Avem un jucător suspendat, asta nu este o problemă. Sezon. Da, aici Cupa României. Nu ni se arată nimic momentan. Tot aici vom găsi. FC-ul Slatina învinge Cupa României. A, nu, încă nu s-au jucat. S-au jucat decât 3 partide. Da, ce e important că am reușit să ne calificăm mai departe. Vom vedea cu cine vom apuca în sezonul în episodul următor. Eu sunt Xbreaker. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like și dă un share mai departe să ne strângem cât mai mulți. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!